Basketbaliștii gazului metan au efectuat în această dimineață un prim antrenament de reacomodare la efort sub comanda cuplului Marcel Center Milorad Perovic. Lotul se va pregăti la media și în următoarele 20 de zile. Lotul este reunit în mare parte, cu excepția jucătorilor de la lotul național. Toată lumea este prezentă, aptă. Am început primul antrenament de dimineață. Băieții au răspuns foarte bine la antrenament și sunt bucuros că am un colectiv competitiv, care sperăm să facem lucruri foarte bune în acest sezon. Rămâneți la Mediaș și aici vă pregătiți doar aici sau o să mergeți în cadrul? Inițial vom rămâne la Mediaș primele 20 de zile, după aceea vom pleca aproximativ 9 zile în Serbia, unde vom avea și meciuri de pregătire, după care ne vom întoarce în România pentru turnee și meciuri doar în România. Marcel Center spune că ar mai avea nevoie de încă un pivot, de preferință român. Teoretic ar trebui să ne luăm niște măsuri de siguranță, în special pe pozițiile mari. Ar, în mod normal, dacă vom reuși să trecem de primul tur, vom avea 3 competiții în care vom juca și eu cred că ne-ar mai trebui un om mare, dacă se poate român, pentru a ne feri de orice întâmplări neprevăzute.